Dată de partea autorităților, am avut vreo 10 polițiști cu arme și am hotărât ca să nu încărcăm agenția cu acești polițiști, am plătit noi mâncarea lor. Deci guvernul a trimis polițiștii, dar nu a alocat diurnă sau hrana lor și am plătit noi. Ne-am împrietenit cu ei, ne-au ținut și ei pumnii la ascensiune. A fost o relație bună. Ce pot să zic? M-am spus, atentatul s-a întâmplat, nu se putea spune 100% că nu se va mai întâmpla, dar totuși noi am sperat că nu se va mai întâmpla nimic. Și este doar o formalitate că suntem păziți. Vă rog să-mi permiteți să fac o completare la răspunsul întrebării anterioare cu privire la performanța. Ce înseamnă această expediție ca performanță? Expediția care tocmai s-a încheiat cu succesul de care știe toată lumea este cea mai mare performanță a alpinismului românesc de până acum, în toată istoria lui, ținând cont de elementele care le-a enumerat și Zold, o parte dintre ele. Nu s-a folosit oxigen, nu s-a folosit servicii din partea șerpașilor. Diferența de nivel a expediției, ascensiunii, este cea mai mare din lume. 4 din 5 alpiniști din totalul echipei au urcat pe vârf. Toate aceste elemente, fiind, mai există un element, expediția este integral românească, managementul este românesc, absolut totul este românesc și înseamnă foarte mult pentru alpinismul românesc această expediție. Și ruta. Ruta, într-adevăr, ruta este cea mai grea din masivul Nanga Parbat. A fost ruta Shell, de pe fața Rupal, unde echipa noastră au fost singuri acolo în această perioadă. Nu s-a mai urcat anul ăsta pe această rută. Și până la urmă, alegerea acestei rute a fost și spre norocul nostru, pentru că nu am fost în zona fierbinte de pe fața Diamir și cred că această alegere a salvat vieți românești. Și vreau să repet, această expediție, succesul ei, este cea mai mare performanță a alpinismului românesc înregistrată până acum. Mulțumesc!